Dacă tot v-am arătat anterior porțile ce formau sistemul defensiv al Veronei, ei bine, această arcadă era punctul de acces sau poarta aflată cel mai în centrul istoric, Portonii de la Bra se cheamă, o poartă sau un punct de acces formată din două arcade făcute din marmură sau din blocuri de piatră veroneză. După cum vedeți, în partea de sus se află și un ceas care și în zilele noastre funcționează foarte bine, n-ar fi el perfect la secundă, însă este funcțional. Poartă care de altfel este unită cu zidul municipal, ce era unită în continuare lor și cu porțile aferente care le-ați văzut în videourile anterioare. Aici avem și un turn de control, însă această poartă de acces făcea și diferența între zona urbană și suburbană sau rurală, dacă vreți, acesta fiind, cum am zis, cel mai central.